Aurel Vlaicu și povestea primului avion românesc. Puteți să și aplaudați. Haideți să ne facem curaj. În Arhiva de istorie orală a Societății de Radiodifuziune se află o înregistrare de o mare valoare documentară, o mărturie despre construirea primului avion realizat de un român pe pământul României. Înregistrarea a fost făcută în ianuarie 1982 cu Ion Ciulu, mecanicul care l-a ajutat pe Aurel.